Trebuie să fii dedicat acestui lucru, că sigur o grămadă de alte specialități sau alte lucruri care le faci în viață îți aduce bani mai mult, dar să salvezi viața unui copilaș este cel mai frumos. Am înființat în asociația în 2006, după ce în 2005 fratele meu a fost diagnosticat cu malformație cardiacă. Avea 30 de ani pe atunci și a fost operat în Italia de profesorul Vanini, care are o asociație care se cheamă The Heart of Children. Domnia sa, împreună cu echipa lui, veneau și făceau niște misiuni medicale la Spitalul Militar din București, în speranța că acolo se va înființa un centru de cardiochirurgie pediatrică. Nu s-a înființat, din păcate. O perioadă am făcut împreună cu echipa domniei sale la Cluj, după care ne-am apucat să facem ceva. Tot ei ne-au spus că este foarte, foarte bine să existe un centru de cardiochirurgie pediatrică într-un spital de copii, pentru că atunci nu mai există tendința migrării personalului de la copil la adult. La adulți este întotdeauna mai ușor. Copilul este mult mai delicat și ca urmare și disciplina de cardiochirurgie pediatrică este mult mai dificilă. Vorbim de copii care se nasc și au nevoie de operație din a doua, a treia zi sau din primele săptămâni de viață. Unii sunt foarte mici și ați auzit chiar aici, cel mai mic pacient care a fost operat aici a avut, nu știu, 1,5 kg sau 1,7 kg, ceva de genul ăsta. Acum 6 ani a fost prima operație la Marie Curie. De atunci am făcut mai mult decât 1000 de cazuri de cardiochirurgia în țară și vreo 300 de cazuri de tratamente și de diagnostic de intervențional de cardiologie pediatrică. Am operat și de la o zi de viață care erau urgențe și am reușit să operăm și să fie bine și să trăiască și am făcut niște operații la 2-3 zile, la 4 zile, de la o lună, da? Deci avem noi 40% din cazurile noastre sunt urgențe, să zicem. Și am format mai mult decât 50 de persoane, care majoritatea dintre ei au devenit autonome, în special asistente medicale, care sunt o lipsă extraordinar de mare peste tot în lume. Și am introdus cultura aceasta de cardiochirurgie pediatrică, care este o cultură de o echipă, cultura de o echipă care sunt de 10 persoane, 10 persoane care pun mâna pe un copil când se face o operație. Important este că copiii ăștia, odată operați, sunt copii normali și operațiile astea fac diferența între viață și moarte. Adică, dacă nu se operează la timp o malformație cardiacă, riscurile sunt foarte mari. Să nu mai poți opera pacientul și de la o malformație care necesită o operație simplă, de exemplu un defect septal interatrial, poți să ajungi la o situație de pacient care nu mai poate fi operat și care se îndreaptă inevitabil spre deces. Da? Și ăsta este pacientul mort. Sunt încă nu știu câți copii care mor în România din cauza că nu pot fi operați la timp pe inimă. În reversul pozitiv, în cazul în care copilul este operat, el poate avea o viață perfect normală în 90% din cazuri. Adică sunt malformații care se rezolvă complet sau care mai au nevoie de reintervenții după un an, după 3, după 5, depinde, dar între acestea pacienții se comportă normal, sunt copii, se duc la grădiniță, își văd de treabă, merg la școală, aleargă, se joacă. Cam asta e viața lor. Asta e diferența. E foarte mare. Adică ajut și salvezi niște vieți, cu adevărat. Se întâmplă tot aici, în sala de operații sau în laboratorul de catezei, sunt terapie intensivă cardiacă și e gata. Sperăm în 2022 nu o să se mai ducă niciun român afară ca să fie operat în străinătate. Și acest lucru deci nu se face decât cu susținerea tuturor. Susținerea asociațiilor de beneficență, guvernului, Ministerul Sănătății, toate ONG-urile,
toate, deci, colaborarea tuturor ca să putem să ajungem și să realizăm scopul nostru final.